Când se termină copilăria? Copilăria se termină atunci când începem să ne tăiem singuri unghiile. Și nu ne mai obligă nimeni să ne spălăm pe dinți, dar noi o facem. Copilăria se termină atunci când înțelegem că Moș Crăciun e tata. Când încetează să ne bucure obiectele și așteptăm bucurii de la oameni din jurul nostru, care sunt tot mai puțini, atunci se termină copilăria. Copilăria se termină atunci când nu mai trebuie să ne facem lecțiile, dar viața continuă să fie învățătorul nostru. Când nu ne mai ustură ochii din cauza șamponului, și când facem baie de bunăvoie și ne siliți de nimeni, atunci se termină copilăria. Copilăria se termină atunci când nimeni nu te cheamă la masă și tu ești cel sau cea care îi cheamă pe toți. Când nu te mai sărută nimeni pe creștet, când ai curajul să mănânci singur pește fără să te ajute părinții să alegi oasele, când nu-ți mai place zahărul în cuburi și macaroanele alfabet, atunci se termină copilăria. Copilăria se termină atunci când prima ninsoare nu te mai bucură, ci te îngrijorează. Copilăria se termină atunci când te bucur că ești mare, dar înțelegi mai târziu că nu sunt prea multe bucurii în asta. Cât de adevărat este totul?